După 3 zile de spectacol handbalistic în sala sporturilor de la Roma, Naționala României la handbal Under-19 s-a calificat la turneul preliminar al campionatului european grupa a treia, obținând punctajul maxim. Meciurile au fost transmise de televiziunea online Roman 24, mii de suporteri ai naționalei putând urmări de oriunde evoluția tinerilor handbaliste campioane mondiale. Din postura de principală favorită la ocuparea primului loc în grupa a treia a preliminarilor campionatului european, reprezentativa României, condusă de antrenorul principal Aurelian Roșca, a încheiat turneul desfășurat în sala sporturilor din Roman cu 3 victorii din tot atâtea posibile. În primul meci, România a învins Naționala Slovaciei cu scorul de 27-21. A fost un meci tensionat, un meci disputat, atât în prima repriză cât și în a doua repriză, cu multe răsturnări de scor. Echipa noastră a avut câteva inexactități, câteva ratări în situații bune pe care ni le-am creat. În orice caz, felicit jucătoarele noastre pentru dăruirea care au dat dovadă, mai ales pe faza de apărare. Sâmbătă, în cel de-al doilea meci, Naționala a jucat împotriva Serbiei, tabela de marcaj arătând din nou victoria româncilor cu scorul de 25-17. În primul rând, felicit jucătoarele noastre pentru dăruirea de care au dat dovadă. Au făcut un meci bun, un meci controlat de noi de la capăt, de la început până la sfârșit, unde am jucat mult mai bine decât ieri. Echipa a arătat undeva aproape de campionatul mondial trecut și le felicit și sunt bucuros că împreună cu echipa noastră a României am putut să ne calificăm după a doua zi efectiv la campionatul european. Duminică a avut loc ultimul joc al Naționalei României din grupa preliminară, când româncele au întâlnit reprezentativa Kosovo, o echipă care nu a reușit să se impună în fața niciunei participante. Meciul s-a terminat cu scorul de 46-13. Federația din Serbia a acordat o plachetă primăriei municipiului Roman, spunând că a fost una din cele mai bine puse la punct și organizate activități la nivel european din ultimii ani. S-au simțit foarte bine la noi și vor populariza peste tot municipiul Roman și România. Am fost și eu prezent și vreau să vă spun că sala a fost arhiplină. La turneul final, echipa României a fost aplaudată îndelung de publicul romașcan pentru evoluția din teren și performanța de a se fi calificat la turneul final european. Jucătoarele le-au dăruit primarului Laurențiu Dan Leureanu și viceprimarului Lucian Micu tricouri ale naționalei cu semnăturile tuturor jucătoarilor ale campioanelor mondiale.